Salutare, salutare dragilor sau hello my loves. Cum obișnuiesc să vă întâmpin în clipurile mele. Bine v-am găsit la ceea ce se vrea a fi o nouă aventură pe canalul meu, și anume podcastul. Pentru cine mă știe de ceva mai mult timp, am tendința de a avea ocazional cu voi niște discuții ceva mai așa, mai de la suflet la suflet, heart to heart, cum ar zice neamțul. Și în ultima vreme a încolțit în mintea mea dorința de a avea mai multe discuții de genul ăsta, dar fără să îngreunez prea mult lucrurile și fără să. Uh, devin prea obositoare pentru unii, pentru că știu că nu toată lumea gustă genul ăsta de uh, content și m-am gândit ca pentru acelea și aceia dintre voi care uh, agreați astfel de discuții și cărora vă plac discuțiile noastre de tip TikTok mai profunde, să deschide acest podcast pe YouTube, tot pe canalul meu, să fie în același loc cu celelalte clipuri, dar să fie o serie întreagă, cumva ușor diferită, dar Cam la fel, hai să o recunoaștem, dedicat discuțiilor ăstora, care mie personal îmi sunt foarte dragi, care mi aduc foarte multe lucruri bune, care mă fac să mă simt bine, de pe urma cărora, chiar dacă nu sunteți de acord cu mine, rămân cu multe lucruri și învăț și eu de la voi foarte multe și îmi propun ca pe viitor cu ajutorul vostru să facem la fel, să învățăm unii de la alții, să construim în continuare relația asta frumoasă pe care o avem, să ne menținem în prietenia asta frumoasă și poate să iasă lucruri și mai frumoase. Bun, ce facem astăzi și despre ce este vorba în acest post ca sper total? Cum am zis, am plecat de la ideea titocurilor mele. Cei care îmi frecventați canalul de YouTube știți la ce mă refer. Sunt niște discuții din astea hard to hard pe care le am eu cu voi și uh, care îmi plac, cum ziceam, foarte, foarte mult și pe care vreau să le am posibil mai des. Și de-aia am decis să avem acest podcast. Acum, Podcastul o să fie în mare parte personal, cel puțin pentru o perioadă până mă acomodez eu cu ce și cum și ce se mai întâmplă pe aici. Dar îmi doresc ca pe viitor să am și persoane invitate în podcast, să dezbatem și să deschidem discuții pe teme diferite, nu doar cele pe care le am eu, nu știu, notate în momentul de față pe listele mele. Uh, și îmi doresc să contribuiți și voi uh, de-a lungul timpului cu subiecte, cu idei care credeți că v-ar ajuta. Pentru că, așa cum am zis la început, pentru mine este și o formă de învățare. Eu învăț de la voi, vă ascult, deși știu că multora vi se pare că nu, dar chiar vă ascult pe cei mai mulți dintre voi și învăț multe de la voi și Mă calibrez foarte mult după voi, și de-a lungul anilor am învățat multe de la voi, și știu că mulți găsiți, la rândul vostru, confort în ceea ce sunt materialele mele, în special astea de tip TikTok, discuții pe teme mai sensibile, și asta vreau să fac cu acest podcast. Să fie așa un schimb. De energie bună, de energie pozitivă, de energie frumoasă între noi, așa cum o menținem de cele mai multe ori. Podcastul de astăzi, seria asta de podcast, am numit-o De Suflet, pentru că a plecat de la ideea asta, că vreau să ne conectăm sufletele, ca să zic așa, să vorbim niște lucruri mai profunde, puțin, puțin mai sensibile, puțin mai serioase între ale inimii, să zicem. Și credeți-mă că am o listă destul de lungă, de la depresie, sinucidere, abandon emoțional, uh... Tragedii, traume, și așa mai departe, până la lucruri ceva mai puierile, cum ar fi first love și alte prostii de genul ăsta, pe care alții le consideră prostii, nu neapărat și eu. Am o listă foarte lungă, dar simțiți-vă liberi și libere să contribuiți la lista asta cu idei care să îmbogățească discuțiile noastre și din care să învățăm reciproc, cum ziceam. De aia, am zis de suflet pentru că vreau să vină din sufletul meu. Literalmente, din suflet fac treaba asta. Cei care mă urmăriți știți că am tendința de a face tot felul, de a mă angrena în tot felul de lucruri din astea care nu sunt neapărat profitabile din punct de vedere financiar, dar care îmi aduc o satisfacție emoțională imensă și asta facem și aici. și în egală măsură Vreau să ajung la sufletele voastre, vreau să vă deschideți și voi, așa cum mă deschid și eu vouă, pentru că știu că mulți o faceți. Poate nu neapărat în comentariile publice de pe YouTube sau de pe Instagram, dar știu că cu precădere pe... în mesajele private mulți dintre voi vă deschideți inimile și credeți-mă că nu știu cum să vă mulțumesc mai Tare și mai frumos pentru treaba asta, pentru că eu o văd ca pe onoare. O văd ca pe onoare să poți să ai atâta încredere în mine încât să-mi spui durerile tale, să-mi spui neliniștile, angoasele, suferințele, traumele și așa mai departe. Și sunt convinsă că putem să construim în continuare treaba asta și aici, în podcast. Uh, pentru început, să stabilim așa câteva uh, noțiuni organizatorice, pentru început am zis că podcastul ăsta să vină o dată pe săptămână, sâmbăta. Uh, dar uh, uh, rămâne de văzut. Dacă vă place foarte tare, uh, să-mi spuneți, poate, poate mai strecurăm o ședință de podcast, o sesiune de podcast, nici nu știu exact cum să-i spunem, un episod în plus pe săptămână. Și de asemenea, spuneți-mi dacă vreți să auziți o discuție pe o anumită temă cu o anumită persoană, cu cineva. În timp, mă voi strădui să adun oameni care să vă și poată ajuta pe o anumită problemă. De exemplu, psihologi, terapeuți um, și așa mai departe. Oameni care să vă poată ajuta, pentru că e bine să apelăm la. Um, Oamenii din jurul nostru și să accesăm cunoștințele celor din jurul nostru, să nu ne temem de chestia asta, iar și este un alt subiect de discuție pe care îl am într-un podcast viitor cu ideea de a apela la ajutor, pentru că noi avem un stigmat profund în societatea noastră cu ceea ce, în ceea ce privește apelatul la ajutor și de aia vreau ca podcastul ăsta să, în timp să se clădească așa și să ajungă ca o unealtă pe care să o puteți folosi în a căpăta puțin mai multă încredere în voi, în a progresa, în a face lucrurile mai bine, mai frumos pentru voi, în a evolua că dacă mă știți, cei care mă știți mai de mult, știți că eu am o mania asta a evoluției. Eu tot timpul vorbesc și în clipuri și pe Instagram, în storiuri și pe unde apuc în general vorbesc foarte mult despre evoluție pentru că cred foarte, foarte tare în evoluția noastră ca oameni care depinde în mare măsură, dacă nu chiar în totalitate de noi, și avem, slavă cerului, unelte să, să facem treaba asta în secolul 21 în care trăim, avem șansa să trăim, avem șansa de a, a avea uneltele necesare pentru a progresa și, cumva, și acest podcast vreau să se transforme, atât pentru mine, cât și pentru voi, într-o uneltă de a evolua și a progresa. Acum. Pentru cei care nu mă știu atât de bine, sau pentru cei care m-au descoperit mai târziu, sau pentru cei care au ajuns întâmplător la podcastul meu și nu știu despre ce este vorba, hai să mă prezint puțin, să-mi fac așa o prezentare biografică. Deși prezentarea mea biografică nu e tocmai grozavă, nu este atât de plină de. Lauri și de succese, cum ar zice unii Și nu prea am cu ce să mă laud ca să zic așa Mă gândesc chiar de vreo câteva săptămâni de când a venit vorba de podcastul ăsta Că o să trebuiască să fac introducerea asta Pentru că de eu nu sunt o persoană atât de deosebită încât să-mi fac altcineva introducerea Și așa că mă prezint eu cu aroganța de rigoare, dacă vreți să-i zicem așa Glumesc, desigur Um, o să mă prezint ca să mă cunoașteți mai bine. Poate unii dintre voi nu mă știți, poate unii mă știți, dar numai pe bucăți, sau poate unii chiar nu ați auzit de mine niciodată și nu e nicio problemă, nu e nicio tragedie, pentru că, în esență, cum ziceam, nu sunt un om excesiv de important în uh, constelația asta noastră în care trăim. Bun, sunt Nicoleta, după cum cred că ați văzut de pe canalul meu Am 33 de ani, împliniți de relativ curând, zic eu Și, din fericire, am șansa să zic anul ăsta Și o să vă detaliez puțin mai încolo de ce anul ăsta Am șansa să um, spun că am trăit, nu știu, multe, multe vieți până acum Am... Um, trăit multe vieți și multe fațete ale existenței mele până acum, ceea ce mă face și îmi dă cumva și încrederea să cred că pot să emit câteva cuvinte așa despre anumite lucruri. Nu despre toate, evident, dar despre anumite lucruri prin care am trecut și din, despre care am cât de cât o vagă experiență pot să emit niște idei. Așa ca să plecăm din paleolitic, am. Eu, m -am, după cum, dacă am trăit idee, idei, îmi vă dați seama că m-am născut în anii 90. Am crescut într-o familie monoparentală, tatăl meu murind foarte devreme, când eram mică, însemnând bebeluș, tatăl meu, Vitrec, după aceea a murit și el foarte, foarte repede. Am avut o perioadă. Cei care mă, vă mai uitați prin vlogurile mele știți la care fac referire intens în care am stat la bunica mea în Ardeal, mama mea fiind născută în Ardeal și am stat acolo și am crescut acolo și aia a fost iarăși o bucată, o viață separată ca să spun așa, poate o să avem ocazia vreodată să discutăm despre asta. Uh, și a fost un element de formare acolo pentru că în perioada respectivă, nu știu, de la 2 ani și ceva până pe la 7 ani cât am stat full time, ca să spunem După aceea vacanțele toate mi le făceam acolo um, Am intrat într-o comunitate de unguri uh, foarte ok, foarte frumoasă și uh, în care am învățat foarte multe, dar în care și acolo eram un outsider și cumva m-a călit foarte tare și perioada aia, deși eram mică și o să ziceți, da bine, ce știi tu de la 2 ani jumate sau ce știi tu de la 5 ani sau de la 6 ani. Nici nu aveți idee cât de multe amintiri am din perioada respectivă și câte lecții am învățat și cât câte țin minte din perioada respectivă, dar asta iarăși poate e un subiect pentru o altă dată. După aceea m-am întors aici, lângă București, unde stau și în prezent. Am făcut școala, am făcut și liceu, am avut șansa magnifică de a face liceu aici la țară. Și acum, lăsând gluma la o parte, dacă e să o așa, consider că până la urma urmei s-a transformat dezavantajul ăsta de a trăi foarte mult la țară și de a înfăra educația la țară s-a Transformat cu timpul într-un avantaj pentru că posibilitatea de a face o paralelă între ceea ce înseamnă mediul rural și mediul urban pe care o am eu, am observat că nu multă lume o are și mi-a deschis foarte tare mintea și mi-am dat seama că sunt două lumi diferite la care se raportează lumea și în special oamenii din social media, credeți-mă pe cuvânt că sunt două lumi total diferite la care se raportează, mulți dintre ei nici nu-și conștientizează cât de diferită e lumea de la țară Chiar dacă eu stau, cum ziceam, la 20 de kilometri de București, e foarte diferită lumea și gândește diferit față de oraș și asta cu timpul s-a transformat într-un avantaj pentru mine, pentru că mi-a deschis foarte mult orizonturile și m-a făcut să văd mult mai departe și să înțeleg niște lucruri pe care cred că altfel nu aș fi avut șansă să le învăț. Apoi, după ce am terminat liceul ca orice un copil conștiincios, m-am dus și eu la facultate și ne ce să fac efectiv în momentul respectiv. Am făcut facultate de relații internaționale la Titulescu, care din ce am înțeles eu în prezent nici nu mai există. Cred că au desfințat secția asta de relații internaționale, că nu prea exista interes pentru ea. Ulterior am făcut și un master de resurse umane, pentru că de ce nu? Se potrivesc, nu-i așa? Dar da, așa s-a Nimerit, așa au fost să fie lucrurile și în direcția asta m-au dus evenimentele către a face un master de resurse umane, de data asta la Universitatea București, nu la administrație și afaceri, n-am mai, mai făcut la facultate privată, ceea ce iarăși mi-a prins bine. Și de-a lungul timpului am jonglat și jonglez cu tot felul de joburi din astea. Ca să zic, intermediare, nu am găsit niciun job pe care să-l numesc, băi, ăla-i la jobul meu, ăla-i la jobul meu stabil pentru asta, aș muri. Am tot jonglat de-a lungul anilor. Știți că am făcut, în, la un moment dat, am făcut un clip despre primul meu job care a fost la KFC. Da, magnificul KFC de la Gara de Nord. Da, acolo am lucrat eu prima dată și, de regulă, am avut numai joburi din astea cu public sau cu oameni sau în care am avut foarte mult contact cu oamenii și ăsta iarăși a fost un lucru absolut fantastic, deși la început fiind un copil timid, fiind un copil angoasat, fiind un copil uh, închis în mine, uh, la început mi-era foarte greu Uh, eram terorizată de fiecare zi de muncă, în timp s-a dovedit că m-a ajutat foarte mult. Pe lângă asta, bineînțeles, m-a ajutat și exercițiul pe care mi l-am făcut prin YouTube, prin a mă filma și prin a vorbi singură cu o cameră și prin a mă filma. Dar, uh, da, am avut cu precădere joburi din astea în care am lucrat cu oamenii și cu publicul și uh, oricum, prin natura lucrurilor, eu sunt un om care are tendința să observe oamenii și să observe comportamente și de-a lungul anilor am tras așa niște concluzii cu privire la comportamentul uman și la uh, oamenii care mă înconjoară sau cu care interacționam. Uh, nu pot să zic neapărat că sunt cel mai bun cititor de caractere, dar cu siguranță anticipez sau estimez foarte bine un caracter și cu siguranță am învățat niște tipologii umane de-a lungul timpului și reușesc să le recunosc foarte repede. Un alt lucru demn de menționat, pe care cred că știți despre mine dacă ați mai poposit pe canalul meu de YouTube, este că am o vedere foarte proastă și asta este datorată unei malformații congenitale, adică o malformație cu care m-am născut, care este foarte, foarte urâtă și care mi-a lăsat undeva în proporție de Până în 18, cam 20% așa, la sută din vedere, adică cam atât ai vederea mea totală, pe un câmp vizual foarte restrâns. Uh, nu o să vă plictisesc cu detaliile, dar am, în ultimii ani am aflat exact cât de rău văd eu în realitate, pentru că eu tot îmi imaginam că văd bine și că am șansa vreodată în viața asta să-mi iau un permis de conducere, ceea ce este absolutamente imposibil, dar da. You win some, you lose some, cum ar zice nemțul. Așa că da, am o malformație care de-a lungul anilor m-a făcut să fiu, again, un outsider, să fiu constant un outsider, pentru că în momentul în care nu ești ca ceilalți, nu reacționezi ca ceilalți, nu acționezi ca ceilalți, nu te comporți ca ceilalți, Ești dat la o parte sau ești privit ca un outsider sau ești un ciudat. Iarăși, un aspect al vieții mele din care am avut foarte, foarte multe de învățat, malformația asta și felul în care m-a modelat ea și fac constant referire la treaba asta, nu pentru că îmi place să mă laud că am un defect sau că mi-aș dori să mă protejeze lumea, că am mai auzit-o și pe asta, că în anumite perioade ale vieții mele, că a, tu tot timpul te lauzi, că nu, nu vezi ca să atragi atenția oamenilor, nu de aia, ci pentru că oamenii nu sunt conștienți că sunt printre ei și alți oameni care nu sunt la fel. În general, oamenii din jurul nostru nu sunt conștienți că nu avem aceleași limite ale vieții. Gândiți-vă voi de câte ori v-ați trezit dimineața și v-ați gândit: Cum se descurcă un om care nu poate să meargă? Cum se descurcă un om care nu poate să audă? Cum se descurcă un om care nu are o mână? În general, nu te gândești. Și dacă nu ai o persoană apropiată. Care să îți împărtășească experiența asta pe viu sau să o vezi pe viu, nu prea te gândești și orizonturile tale nu prea se duc în direcția aia, și de aia fac referire de cele mai multe ori, ca, în mica măsură în care pot să-i fac pe oameni conștienți să înțeleagă că nu suntem toți la fel, și într-un fel e și bine că nu suntem toți la fel, dar că unii poate că. Acționează sau reacționează într-un anumit fel la viață, tocmai pentru că nu au aceleași valori și limite ale vieții ca ceilalți, ca marea majoritate, ca cei normali, cum se spune în general, ca cei normali. Pentru că asta este o replică pe care am auzit-o constant de-a lungul existenței mele și anume. De ce nu pot să fii și tu normală? E, uite că asta e o problemă gravă la mine, că niciodată n-am putut să fiu normală și niciodată nu m-am putut conforma cu normalitatea și nici nu am de gând de acum colo să o fac pentru că dacă am ajuns la vârsta asta și n-am făcut-o până acum, credeți-mă că nici de acum încolo nu o voi face. Un alt aspect care cred eu că e demn de menționat și asta prin prisma experienței este că am suferit și cred că sufăr în continuare de depresie. La momentul actual depresia mea este sub control și este tace. Tace, este liniște la capitolul depresie. Dar am avut ani de zile în care m-am bătut foarte, foarte tare cu ea și mi-a fost foarte greu pentru că, again, vin din, de la țară unde nu se știe de așa ceva, unde oamenii din jurul nostru nu au așa ceva, deși după aceea, analizând din nou lumea din jurul meu, mi-am dat seama că de fapt sunt foarte mulți oameni depresivi lângă mine, dar asta e iarăși alt subiect. Și am suferit mult timp de depresie, am contemplat ideea sinuciderii de câteva ori, ultima dată, anul trecut, când a fost probabil cel mai rău an și cea mai reacădere a mea în ceea ce privește depresia și lucrurile astea nu trec fără să lase urme și nu trec fără să te învețe ceva, pentru că iarăși plec de la premisa că Învățăm din fiecare experiență bună sau rea, învățăm câte ceva. Din fiecare contact uman pe care îl avem, învățăm câte ceva. Și e bine să magazinăm lucrurile astea pentru că din nou, un alt dicton care îmi place, încep să mă transform într-o profesoară de filozofie pe care am avut-o la facultate, pe care nu prea am plăcut-o, care vorbea numai în uh, citate <laughs> și că, nu știu de ce am senzația că mă transform în ea, nu vreau, nu asta e intenția mea, îmi pare rău, dar o altă chestie de care sunt eu ferm convinsă este că repetăm o greșeală până învățăm din ea. Și de aia este bine să învățăm din fiecare contact uman și din fiecare experiență pe care o avem, Apoi, pe lângă depresie și malformația mea, care mănâncă toate zilele, un alt lucru demn de reținut, să zicem, despre mine, dacă vrea cineva să rețină, este că mie îmi place, îmi place foarte tare să citesc și de-a lungul anilor mi-am dezvoltat foarte multe hobby-uri și foarte multe pasiuni, pentru că mi-am dat seama că Asta este singurul mecanism prin care pot să ies din depresie și promit că discutăm despre subiectul ăsta mai pe larg într-un alt episod de podcast. Dar um, hobbyurile și ideea asta de a face ceva nou și de a mi distrage atenția constant cu ceva a fost mecanismul prin care am reușit să mi să trec de pragurile alea urâte și să trec cumva podul și să se facă liniște în materie de depresie, îmi plac foarte mult cărțile, cine mă urmărește pe YouTube știe treaba asta deja, și mai nou sunt din ce în ce mai atrasă de filozofie. Cum ziceam, am avut în facultate mai multe cursuri de filozofie și nu mi-a plăcut deloc. Le-am urât cu, cu, cu desăvârșire, și acum sunt atât de atrasă de filozofie, pentru că iarăși nu mai este la modul obligatoriu. Nu mai este ceva impus la modul imperativ, venind de la modul imperativ din partea cuiva, ci este ceva uh, natural, vine ceva natural, vine odată cu evoluția asta despre care vorbeam, vine odată cu maturizarea asta despre care vorbeam. Și îmi place foarte tare, mă atrage foarte tare filozofia, și o să discutăm că încep să descoper cât de importantă este în viețile noastre, și cum oamenii, apropo de capacitatea asta mea de a observa oamenii, cum oamenii pe care îi văd că sunt erudiți, evoluați, care au o anumită conduită deosebită, care au un intelect special, toți sunt atrași de filozofie și se duc în zona asta. Și altceva, ce să mai zic, am două, un, două pisici la ora actuală și doi căței. Și mai nu m-a prins și febra grădinăritului și, cum ziceam, am multe, multe pasiuni din astea. Deosebite, ca să zic așa. Și de aici pleacă, cumva, izvorul tuturor ideilor mele, și pentru podcast, și pentru clipuri, și pentru discuții, și pentru cam tot ceea ce fac eu în viața asta. Cam ăsta ar fi izvorul ca să vă faceți un tablou general, așa cât de cât, tehnic vorbind, despre mine. Cum ziceam, podcastul ăsta o să fie dedicat oamenilor cărora le plac discuțiile cumva un pic mai profunde și mai intense de multe ori și mi-ar plăcea să vă văd venind cu un aport la acest podcast pentru că știu că cei mai mulți dintre voi aveți niște inputuri foarte, foarte bune și niște idei foarte, foarte bune și întotdeauna este bine să vezi perspective diferite asupra aceleiași probleme pentru că așa îți slărgești orizonturile. Ce mai vreau să vă zic este că m-am decis ca pentru acest podcast să țin uh, cumva să-l țin separat, să-l țin protejat, aș putea să zic eu, pentru că internetul e mare și evoluează și nu întotdeauna cine intră și cine are acces la internet este și cel mai bun, bine intenționat om din lumea asta și slavă cerului mi s-a demonstrat asta de nenumărate ori uh, cu canalul de YouTube. Dar uh, ce voi face cu acest podcast, exceptând acest prim episod care o să fie free pentru toată lumea și o să poată să-l vadă, restul episoadelor sau cele mai multe dintre episoade poate va mai fi unul, două, așa, care va mai scăpa pe lângă, dar cu precădere cele mai multe episoade vor fi în partea de membership a YouTube-ului. M-am decis să deschid membership la YouTube pentru acest podcast. Și asta pentru că nu aș vrea ca, nu știu, oricine, orice neavizat, orice rău intenționat să intre cu bocanci în discuțiile noastre care v-am zis, aș vrea să fie de suflet, aș vrea să fie personale, aș vrea să fie, să ajungă acolo, la sufletele voastre și să fie pentru voi, pentru cei care le așteptați. Acum, dacă nu vrea nimeni efectiv să intre în partea de membership și nu vrea nimeni și nu vrea nimeni să asculte podcasturile, nu e nicio problemă. I will live with that, trust me. Nu o să mor din asta, dar pentru cei care vreți uh, să ajungeți la, la podcasturi, o să trebuiască să faceți parte din comunitatea mea de pe YouTube, să fiți membri, să Fiți membri în comunitatea mea pe YouTube astfel încât să aveți acces la podcast Fiindcă v-am zis, nu aș vrea să intre oricine așa cu bocancii random doar pentru că așa i s-a năzărit sau pentru că a avut o zi proastă Că încă se poartă slavă cerului, încă se poartă nebunia asta cu am o zi proastă, hai să las comentarii urâte pe internet Încă este la modă, da, încă o văd, destul de activă că toți nebunii care se trezesc pe partea proastă cu fața la cerceaf și încep să lase în stânga și în dreapta tot felul de injurii și insulte și comentarii, că sunt critici constructive. Critica constructivă e și abună, dar depinde și cum o aduci și de aceea acest podcast o să fie cumva protejat de acest membership. Acum, dacă o să iasă, dacă o să reușim să-l protejăm, nu știu, dar rămâne de văzut. Oricum, eu vă aștept Ideile, impresiile despre treaba asta cu mare drag. Vă aștept ideile de subiecte pe care să le discutăm, ce ați vrea să discutăm, cine ați vrea să vină în podcastul nostru să fie invitați și să povestim și despre ce să povestim. Și de principiu, noi o să ne vedem sâmbăta. O să ne auzim, de fapt, că pentru că podcastul țin strict pe audio, fără video. Și o să ne auzim sâmbăta. Dacă reușesc, Doamne, ajută la ora 10, astfel încât să ajungă la toată lumea. Deci, sâmbătă la ora 10 mă prezint cu un episod nou din podcast. Durata episoadelor va varia în funcție de subiect și în funcție de logorea mea din ziua respectivă. Nu vă promit că vor fi scurte, și nici nu vă promit că vor fi foarte lungi. Depinde foarte mult de cât mă alimentați cu idei și depinde de cum reacționați la subiectele pe care le uh, voi propune. Dar da, ăsta este primul episod de prezentare, de cunoaștere, de tatonare, ca să spunem așa. Vă aștept cu impresii, cu idei, cu păreri și ne auzim săptămâna viitoare. Vă pup! Ciao!